Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Remus. Ce faci, Remus? Salut, bine. Tu? Bine. Remus, întreabă-mă de unde am venit, te rog. De unde ai venit, Alin? De la jiu-jitsu. Și cum a fost la jiu-jitsu? Jura să zic că este al patrulea antrenament de jiu-jitsu pe care l-am avut. Te mai duci? Da, mă mai duc. Am făcut boba peste tot, dar e ok. Deci am făcut până acum, fii atent, am făcut până acum două antrenamente de sparring și două antrenamente de tehnică. Ceea ce înseamnă că în prima zi când m-am dus acolo, m-am băgat direct 1v1 cu cineva, știi? Da. Și practic am încercat să ne strangulăm unul pe altul. Uh-huh. Și bineînțeles că am fost super strangulat în prima zi. Deci stați, sunteți amândoi în picioare și trebuie să vă puneți la pământ? Nu. Sau pornim de la pământ. În general, meciul începe din picioare, dar gen, acum pornim de la pământ ca să nu ai altă mâncare de pește. Am podcast. Și fii atent. Deci vreau să zic că e un sport extraordinar de greu pentru cei care nu l-au mai făcut. Și e un sport pe care îl practică destule puțini oameni, dintre care sunt foarte puțini care nu știu. Sunt foarte puțini începători. De exemplu, dacă te duci la MMA sau la kickboxing sau la box sau la asta, pe lângă faptul că e mai ușor să dai cu pumnul decât să faci o kimura, vei vedea mai mulți începători, știi? Și nu te, cum să zic, nu te descurajezi așa din prima. Dar la jiu-jitsu, foarte puțin, mai puține centuri albe decât centuri superioare, și ca să iei, ca să treci centura albă la jiu-jitsu, să fii foarte bun. În principiu, centura albastră înseamnă că poți să bați un tip care e mai greu ca tine. Da. Și ne-a antrenat. Adică eu, de exemplu, dacă aș fi centura albastră, înseamnă că practic aș putea să strangulez, nu știu, aproape orice tip de 100 de kg care nu știe jiu-jitsu. Ok. E destul de greu. Adică îți trebuie un pic de tehnică în tine. Și eu, când am fost acolo așa, am făcut sparring inclusiv cu bărbați bine antrenați și mari. Și cum să zic, când ești nou într-un sport și se pune unul 200 de kg peste tine și îți spune încearcă să scapi. Și tu te tragi de cur, te tragi shoulder, pac, faci, încerci sweep-uri, încerci să bagi mâna pe sub picior, să-l arunci. Și toate astea în timp ce unul 200 de kg îți bagă cotul în gât și se pune cu toată greutatea pe toracele tău. Și zice, controlează respirația, nu încearcă să dai 120%, fii calm, calmează-te. Man, am un cot în gât, tu ai fi calm. Da, și după aia, adică o rundă de jiu-jitsu, când faci sparring, are 7 minute. Și e foarte fucking greu să te rostogolești cu băieții acolo 7 minute și băieți care mai știu așa și... Na. Auzi, dar nu are voie să-ți dea cu cotul sau cu pumnul în gură când ești la pământ? Nu, ăla deja e, mă rog, MMA cu ground and pound chestii. Nu, aici scopul doar este doar să-l faci să bată, știi, dar nu fără să îl lovești. Și practic când ieși peste el poți să-i pui așa un antebraț în gât ca să-ți faci spațiu, să-l faci să greșească, să iei o mână, un picior, un heel hook, o asta, o schemă. Frate, greu pentru... Adică e foarte ușor să te duci acolo și să fii descurajat de câtă bătaie ți iei și gen să te gândești că, bă, n-am nicio șansă și să pleci acasă. Și mai e o chestie, fiind antrenamentul pe care îl fac eu la sală, gen... În preponderență, brațe și piept. Triceps, spate. Pentru că, într-adevăr, chestiile astea, arbele astea mortale, nu se fac singure. Trebuie să bagi antrenament. Cu toate astea, este foarte, extraordinar de estetic.
Dar pe cât de extraordinar de estetic e să ai aceste, cum să zic, știți ce asta? Asta e o burtă de balenă. O burtă de balenă. Pe cât de extraordinar de estetic e să ai burta asta de balenă și, ce să zic, monstru din Loch Ness aici, pe atât de inutil e la jiu-jitsu, unde îți trebuie grip strength, îți trebuie, într-adevăr, antebrațul te ajută, dar îți trebuie grip strength, îți trebuie tehnică, îți trebuie picioare, extraordinar, da, deși un sport la sol, îți trebuie picioare. Eu n-am chestiile astea, eu n-am forță, n-am nimic, am o încheietură de țărupe, just like that. Și practic ar trebui să fac antrenament funcțional la sală, cu kettlebell-uri, cu gen chestii, da, să-mi fac core strength, ăsta, ceea ce eu nu o să fac niciodată, frate, adică nu, îmi pare rău. Dacă e să aleg între să fiu mortal ca și tehnică și pregătire, că pot literally să omor un om sau să am brațele foarte mari și să omor femei. Aoleu! Da. Vreau să-i ștergi numele de la prezentare. Da, deci... Da, jiu-jitsu e un sport foarte, foarte greu, foarte mișto, nu știu, sper să mă țin. Deja s-au umflat venele. Stai puțin, că voiam să te întreb ceva. Deci după ce tu ți-ai omor la sol, da. Cum înveți tehnica? Adică îți zice cineva după runda aia, spune, uite, aici trebuia să faci, bă, nu știu cum, sau ai scris pe o foaie sau nu știu cum. Da, înveți acasă. Zice cineva, bă, uite, ia fițuica asta, învață, când deci, o iubește. Deci, în principiu, când... te bați cu o centură albă, e more or less care pe care, știi, nu prea stă nimeni să te învețe și nu prea știe nici el pentru el ca să, apoi să te înveți și pe tine. Dacă te bați cu o centură superioară, îți cam arată, îți cam spune, uite, acolo trebuie să faci așa, aici treci peste, aici ia mâna, aici, uite, vezi că ți-am luat eu mâna, ai grijă că ți-o rup. Te mai înveți așa din mers, știi? Și cam toată lumea are nevoie, chiar și centurile superioare au nevoie de o rundă cu dăștea mai mici să se mai relaxeze, știi? Să mai odihnească, cum ar veni. Și asta când faci sparring. Și luni și miercuri sunt ore în care se face tehnică și îți explică la tehnic și tu practic faci repetiție la tehnică și nu încerci, nu te bați practic cu un tip, ci doar încerci să faci, mă rog, chestii ce îți explică ăla, știi? Uh-huh. Să reproduci ce îți explică ăla. Și cum să zic, încet, încet, na, capăți experiență, dar e un sport pe care trebuie să-l faci ani de zile ca să fii decent. Și, mă rog, evident, antrenamente de condiționare fizică, cum îi zice, strength and conditioning, chestii în astea, mă rog. Dar într-o bătaie de stradă te ajută mai mult brazilian jiu-jitsu decât altceva? Sau... Bă, bătaie de stradă dacă e 1v1, dacă e într-o luptă dreaptă, în principiu cu jiu-jitsu bați pe oricine, dacă e, cum să zic, dacă e o luptă dreaptă, 1v1, dacă ai spațiu, dacă asta e cel mai bun, pentru că poți să faci tu toată viața box, dar dacă îți prindă la un pumn și e mai mare ca tine, cam pici, știi? Așa dacă intri la picioare, pac, e făcut un sui, pam, bam, bam, e la mâna. Dar nu se întâmplă niciodată să fii 1v1 și e o idee foarte proastă să încerci scheme de jiu-jitsu când ești într-un scandal și e posibil să vină mai mulți pe tine sau să-ți iei scaune în cap sau asta, pentru că în momentul în care știi jiu-jitsu ai tendința să-l duci la sol și dacă îl duci pe unul la sol și vin prietenii lui și te calcă în picioare, n-ai făcut nimic. Deci cam asta... Îi spui, atacă-mă cum am învățat. Da, atacă-mă cum am învățat. Remus, fii atent. Deci vreau să vorbim azi despre ultima, sau mă rog, da, ultima manea a lui Florin Salam, care se numește Rămâi Amantă. Ok. Ai auzit maneaua? Am auzit-o ieri. Ai auzit-o ieri, pentru că ți-am pus-o, evident. Dăm te rog, versurile la maneaua aia. I-aș da play puțin, dar nu o să se audă nimic și e posibil să ne dea jos YouTube-ul pentru că copiem pe Salam, așa că
O să recit, da, practic. Și zice, o să vă dau niște părți așa care mi s-au întâmplat, mi s-au părut mie mai interesante. Zice așa, te respect că ești femeie și îți fac orice poftă vrei, dar nu ai prioritate în fața la copiii mei. Licență poetică. Asta e realitatea, diferența dintre voi, ea rămâne locul 1, tu ți-ai ales locul 2. Dar, eu acum am recitat-o, dar vreau să ascultați melodia, mă rog, când puteți, se numește Florin Salam cu Mihai Țăpiticu, shout-out, se numește Rămâi Amantă și trebuie să o ascultați pentru că zice așa cu afectare, știi, gen, ca și cum îi pare rău pentru situația în care se află, dar n-are ce să facă, știi, e cumva un fel de să iubești două femei, dar fără partea cu să nu știi pe care o vrei, pentru că ăsta știe pe care o vrea și zice lui cealaltă, sorry boss, dar nu pot să fac mai mult, gen, îți fac toate poftele, ce poziție vrei tu, vrei bani, ia bani, dar nu uita că o să fii pe locul 2 tot timpul. Da, melodia asta e pe schema aia, că ți-am zis și ieri din film, nu neapărat cu filmele cu mafios, dar din ideea aia că ăștia aveau o soție și, na, care era mama la copii și pe de altă parte aveau o amantă de seară, adică se duceau cu ea la poker, la serii de roșii și mai departe și energia emoțională, dacă vrei să spui, era investită în amanta aia. Nu era o tipă cu care și-o trăgeau și atât. Mm-hmm. Era o tipă cu care ieșeau în lume, pe care o prețuiau într-un fel. Știi? Și de asta se justifică versurile astea. Adică au logica lor acolo. Și mi se pare așa super, super dubios, pentru că ai avea impresia din exterior că amanta e o tipă unde e plăcerea, știi? Adică cu care să satisfaci plăcerea, știi? Dar ca plăcerea aia să fie mai mare, trebuie să fie și investiția emoțională pe măsură. Da, știi? Mă, dar stai puțin că nu e chiar asta, așa. E piesa, nu e, frate, piesa despre asta, pentru că asta... Păi, dar altfel de ce ar suferi atât? Bă, suferă, păi asta e chestia, că uite, vezi, nu ești atent. Zice, nu încerca, nu insista... Că nu îi las în viața mea, sunt bărbat, dar sunt și tată, orice ar fi rămâi amant. Adică aia face push, aia vrea mai mult, aia zice, bă, m-am săturat să fiu locul 2, lasă-i. Păi asta e amanta adevărată, asta e amanta autentică, cea care face push. Nu, frate, nu mi se pare. Așa mi se pare. Nu mi se pare. Mi se pare că e o amantă cu respect de sine. Tot timpul o amantă vrea să lupte pentru locul soției. Nu mi se pare normal, nu mi se pare corect, sincer. Deci stai puțin, hai să o luăm așa. Deci, ceea ce mi-ai zis tu cu filmele cu mafioți, că ai o femeie care e acasă și una cu care ieși în lume, e inspirat din realitate. Nu e deloc inspirat. E probabil inspirat din realitatea mafioților de pe vremea aia, dar gen, acum nu există așa ceva, să ai una acasă și una cu care să te afișezi. Adică, de esența amantei este să fie secretă. Sau, mă rog, să o știe cât mai puțină lume. Acum că băieții tăi știu că mai dai acolo, da. Dar băi, mi nu se pare... Nu sunt de acord cu tine. Adică, da, la nivelul ăsta al nostru cotidian, știi, de familiile noastre, adică te gândești dacă taică meu sau taică-tor avea un mant, n-ar ști aproape nimeni de... Adică, decât prietenii foarte apropiați. dar cred că și în cazurile lor, să zicem, în cazul cămătarilor care se învârt în jurul... lui Florin Salam și altora, cred că se practică în continuare chestia asta. Pentru bă, că știi care e faza? Și aici aveți, nu, iar nu sunt un pic de acord, pentru că, frate, dacă ai atâta putere asupra femeii respective și ar sta cu tine oricum și, cum să zic, că deja e clar că în ipoteza asta pe care mi-o zici tu, amanta și cu nevasta știu una de alta, că e clar că știu una de alta și niciuna n-are niciun cuvânt de spus. În cazul ăsta, practic, ai două soții. Gen, nu poți păi să mai zici asta amantă. Asta e chestia că ajungi. Păi tocmai asta vreau să spun, că exact cum spui tu.
E corect, nu mai ai cum să... Deci dacă începi să ai o amantă, la un moment dat nu mai ajungi să ai o amantă pentru că te comporți ca și cu soția. Dacă vrei să fii o amantă din aia cu care să-ți consumi, nu știu, să fie super intens totul. Și de asta zic, mie mi se pare că... Bine, noi n-am devagat, n-am dus la amantă în general, dar vorbesc de amanta din poezia asta, din versurile astea de aici. Mi se pare că e fix pe tiparul ăla. Pentru că altfel, de ce ar avea? Deci când lumea o să asculte piesa, o să vadă toată intensitatea emoțională pe care o investește acolo. Da, mă, deci fii atent. Intensitatea lui emoțională din piesă nu provine din faptul că... stai aici, ce vreau să zic? Mă rog, intensitatea lui emoțională vine din faptul că aia îi cere mai mult și el nu vrea să-i dea. El ar vrea să rămână amantă, să nu știe nimeni de ea, să stea acolo, de acord. Și nu vrea să o lase pe soție, să asta. Și... Evident că nu vrea. Da. Tocmai de asta, da. Eu zic că asta e o amantă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că celelalte, dacă sunt atâtea despre care ăsta n-a scris și n-a cântat melodii de genul ăsta. Și alea nu sunt amante, sunt tipe cu care s-a futut. Da. Înțelegi? Alea nu poți să fii numită amantă. Amantă e o tipă cu care ai o relație în paralel cu căsnicia ta, pe termen lung și na, cu care ieși, cu care, nu știu, ori te afișezi, ori ții, ori nu știu, îți manifesti cumva grija față de ea. Nu știu, eu zic că personajul din versurile astea e genul ăla. Și tocmai de asta mi se pare atât de bună, știi, piesa, pentru că deci, vorbește de o anumită tipologie. Fii atent, deci piesa asta mi se pare fascinantă din mai multe motive. Așa, să părăsim asta. Să, da, părăsim paradigma. Inițial, fii atent, inițial, într-adevăr, credeam, adică plecam de la premisa că, într-adevăr, amanta n-ar trebui să ai niciun fel de investiție emoțională față de ea, dar... Că tot vorbind așa mai convins un pic, într-adevăr, cred că amante pe care le urăsc nevestele și astea sunt astea cu care mai ții legătura, exact, știi, că exact. Așa dacă ai dat odată s-a gata, plecat. Aia. Da, mă rog, ok. Deci, de ce e fascinantă piesa asta? E fascinantă, în primul rând, pentru că e foarte adevărată. Deci manelele sunt oglinda societății, frate. De, mi-am dat seama de chestia asta de la curva lui Dani Mocanu. Deci aia, piesa aia care a făcut atâtea milioane de view-uri și care era absolut groaznic. Aia de... cu tipa în lanțuri din cu clipul ăla? Da, 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 pentru da, care da. A fost trimis în judecată. Felul în care a fost percepută melodia aia de public... Și nu numai că n-a aruncat nimeni cu pietre în Dani Mocanu, avea sute de mii de like-uri, avea sute de mii de vizualizări, replay-uri, toată lumea în comentarii era, da, frate, și aia sunt curve toate. Deci chestia aia a zis multe despre societatea în care ne aflăm. De asemenea, asta cu rămâi amantă este adevărată, dar nu numai că e adevărată și evidentă, că lumea mai are amante și se află de multe ori în situația asta. Chestia e că e un adevăr pe care nu îl spune nimeni, e nicio piesă. Mm-hmm, deci înțeleg. Nicio piesă de la să iubești două femei încoace și înapoi și unde vrei tu, nu... detaliază struggle-ul ăsta din mintea bărbatului care se află în situația asta. Toate sunt despre o iubire perfectă, hollywoodiană, până la adânci bătrâneți, exact, până peste măi și văi și whatever și fac orice pentru tine și nu te înșeli niciodată și ai văzut la Hollywood, pa, dacă înșeală unul pe una, gata, s-a terminat, toată lumea sare în aer, nuntă, anulată. Nimeni nu vorbește despre realitatea asta, că bă, am nevastă, am copii cu ea, o iubesc de Doamne ferește. Da, atracția sexuală, mă, pasiunea aia, bam. Mai dau acolo din când în când. Da, e super monoton, am luat-o în toate pozițiile. Suntem de 15 ani împreună, o știu peste tot. Am nevoie de o chestie super intensă pe care nu mi-o mai poate oferi. Dar, bă, o iubesc în continuare, mi-aș da viața pentru ea. Dar... aș mai da și altundeva, știi? Chestiile astea sunt extraordinar de reale și nu vorbește nimeni de ele. Exact. Și vine Salam cu Mihăiță Piticu
și spune această bucată de adevăr extraordinară, gen, bă, sunt în situația asta, mă răscolește faptul că, uite, asta, pe bună dreptate, poate că, na, suntem de atâta timp împreună, amanta, zic. Și, mă rog, face puși ca să... Dar, uite, deci eu când am apucat să mă... Când, mă rog, am plecat pe calea asta să comentez chestia asta, cumva priveam amanta doar așa, ca, cum să zic, oaza de pasiune de care ai nevoie tu ca bărbat și pe care nevastă ta de foarte mult timp nu ți-o mai poate oferi, oricât de mult ați vrea voi să fie ca în filmele americane, după 15 ani nu mai e chestia aia. Și ok, te duci la amantă, e super blană și după o perioadă... zice să-ți lași nevasta. Și faptul, faza nasoală la bărbați, cred că la toată lumea în general. Păi, faza nasoală e ca la... Deci nu îmi vine să cred că o să vorbesc despre Madame Bovary și Florin Salam în același context, dar n-am ce face. Uite, în Madame Bovary, Emma e o tipă care e căsătorită cu un... bărbat plictisitor și asta citește tot felul de romane de dragoste, echivalentul filmelor de la Hollywood din vremea respectivă, din Franța secolului XIX. Și asta se gândește, vai ce mișto ar fi dacă aș întâlni un tip care să fie colonel morții lui. Și lucrurile sunt de așa natură încât tipul ăsta îl întâlnește pe tipul ăsta, are o aventură, lucrurile sunt lapte și miere pentru vreo 3 luni de zile, dar apoi ceea ce era o relație super intensă ajunge să fie să fie la fel de monoton și la fel de și să impună aceleași probleme ca mariajul ei. Da, da. Înțelegi? Deci într-un fel, da, de asta e necesar o piesă ca asta. De asta e perversă chestia cu amanta și chestia cu regăsirea pasiunii într-o altă femeie. Da, e iluzorie. Pentru că, bă, frate, eu n-am trăit asta. Dar îmi imaginez cum e să fii într-o relație de 15 ani, să zicem, să fie totul monoton, să nu mai fie niciun fel de pasiune, sau ok, să mai fie așa din când în când, o rază, dar nimic foarte intens. Și după aia să întâlnești o tipă care, mă rog, poate și mai tânără, și mai focoasă, și blondă, deși nevasta era brunetă, deci total altceva, și... pare că, mă rog, e super, super interesată de tine, poate chiar e, totul e super intens și cumva te face să te simți ca în perioada în care te-ai îndrăgostit prima oară de nevastă ta. Și gen, totul devine super intens, din nou te simți mai tânăr și chestia asta e cea mai importantă chestie, te simți mai tânăr, te simți ca la 20 de ani când te-ai îndrăgostit prima dată. Și e flama aia pe care, bă, serios, bărbații... Cred că bărbații fac chestii mult mai stupide când sunt îndrăgostiți. Și femeile fac. Frate, tu să mai dau o referință culturală ca să ridic nivelul podcastului. Cioran, la 76 de ani, el care a scris o viață întreagă despre cât de decăcat e viața asta și cum ține viață doar faptul că se poate sinucide când vrea el, s-a îndrăgostit la 76 de ani de o profesoară de filozofie care avea undeva pe la 30 și ceva de ani, o gen om nențoaică, și ăsta a nebunit literalmente, îi spunea că vreau să vorbesc, îi scria, știi, că vreau, singura chestie pe care vreau să o fac acum e să vorbesc cu tine despre Nietzsche în pat sau chestii de genul ăsta, adică vezi ce pick-up line avea, știi? Cu de-astea mă duc și eu în interbelic. I-a reușit. Mă boi Cioran. Și ce a făcut asta? A scos o carte după moartea lui Cioran, care... Nu, de fapt a publicat scrisorile pe care ei și le trimiteau și de unde cel mai mare eseist. That was a dick move, man. Nu, exact, nu da, 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 da. Cum ar fi să mor mâine și să publice cineva DM-urile pe care i le-am trimis? Frate, ar fi super aiurea, gen, bă, serios, acum am podcast, sunt sute de ore cu mine pe internet vorbind, vă rog, după moartea să nu publicați DM-urile pe care vi le-am trimis. Ar fi urât.
Da, mă, și unde rău să se... da, vine tipa aia și, aia și la un moment dat, când tipa aia îți zice, bă, nu vrei tu să-ți lași nevasta și să fugim noi în Caraibe și să trăim această idilă forever? La început, să n-auzi, să n-auzi. După aia te întorci acasă, o vezi pe aia a ta, lumina ochilor tăi, lumina ochilor tăi, dar gen... Na, te gândești, bă, dar dacă te uiți la copiii tăi, na, nu se poate. Se poate. După aia, după aia te duci înapoi la amantă, iar e bine, după aia te duci iar înapoi acasă, îți comentează. Copiii îți sar în cap, te gândești, bă, chiar aș avea nevoie de o vacanță. Da, și cum se întâmplă, bineînțeles, și în Madame Bovary și cum e așa, după aia, după perioada asta super idilică de 3 luni maxim, hai, cu îngăduință, un an, când trec toate barierele astea de genul, bă, vreau să fiu, vreau să-i proiectez celelalte persoane, un om care cred că l-ar plăcea, care, omul pe care cred că l-ar iubi, după ce încep să cadă barierele astea și să fii tu însuți și ea să fie ea însăși, după aia îți dai seama că, bă, nu, e o femeie normală, gen, mă enervează parte mai tare decât pe nevastă mea, decât mă enervează decât nevastă mea, că, mă rog, pe aia măcar am învățat-o. Și după aia s-a terminat, adică, aia e. Bă, știi cum e faza asta cu iubirea fericită, așa, să treci din căsătorie la amante, e ca faza cu Caritas, știi? Adică, la un moment dat au fost foarte puțin care le-a reușit, bă, dau un procent din ăsta. Da, dă-i înapoi pe Audacity. De oameni care s-au întors cu banii acasă și restul au zis, bă, să mergem să băgăm și noi tot ce avem. De ce nu? Da, da. Da, mă, și de ce mi se mai pare interesantă piesa asta? Nu mai știu exact ce motive aveam. Dar oricum, înțelegeți voi care fază. Și acum hai să mai vorbim puțin despre calificarea asta a amantei, interpretarea pro și contra, cum ai zis tu, gen că... Și mie mi se pare că, ok, amanta, dacă e să ne, hai să vedem în dex cum, ce înseamnă amanta. Lasă, o să caut eu aici. Deci eu cred că amanta e mai degrabă un fuck buddy decât o chestie. Dar avem aici. Ia să vedem, hai că persoana care are relații intime cu o persoană care nu este căsătorie. Bine, asta, mă rog, așa. E așa. Persoana care iubește și este iubită de altă persoană. Bine, asta e gen... Da, nu ai... Deci definițiile din Dex se referă la amantă ca pur și simplu la o iubită, gen o persoană care face sex fără să fie căsătorit. Exact ce am spus și eu. Când ai spus asta? Atunci, acum câteva minute. Da, mă rog, dar discuția era dacă o amantă este mai degrabă un fel de a doua soție, o relație paralelă. Asta, eu asta cred, asta e versiunea. Tu asta e versiunea, o relație paralelă. Bă, mie mi se pare că asta cu amanta ar fi mai degrabă spre o tipă pe care o suni, dai acolo și pleci, știi? N-ar trebui să fie mai mult decât atât. Dar cred că tot timpul e mai mult decât atât. Știi care faci? Nu, vreau să spun o singură, ca să fie mai simplă. Tot timpul când lucrurile devin complicate, trebuie să te duci înapoi la copilărie. Când ai auzit prima dată de cuvântul amantă, de prima explicație, la... Prima amintire, nu, care a fost? Adică ce conotație avea chestia asta și ce însemna? Da, mă rog, era practic o relație paralelă. Era o chestie foarte puternică, da, acolo. Adică... Da, nu, da, într-adevăr, chestia asta, da, tind să-ți dau dreptate ție, dar din alt motiv. Pentru că, fii atent, un bărbat căsătorit, să zicem căsătorit de mai mult timp, nu poți să zici că
poate să mai aibă, cum să zic, chestiile astea așa... Disponibil emoțional pentru altcineva? Nu poate să mai se ducă la o tipă, salut. A, să agațe pe cineva. Să dai acolo și să salut, știi? Pentru un bărbat căsătorit e foarte, foarte greu să combine o tipă random... Să se întâlnească după aia cu ea sau, mă rog, să găsească cumva, bla, bla, bla. Și, practic, trebuie să investească mai mult. Exact. Să plănuiască mai mult, să se înțeleagă așa și e o chestie care merge, știi? Plus că un bărbat căsătorit care, să zicem, că are și o anumită vârstă, nu mai poți să zici că e armăsarul ăla de la 20 de ani care poate să dea, să rupă, să distrugă o tipă care să vină la el înapoi... Doar pentru sex. Depinde. Da, bine, general nu. De obicei, tipele care o ard cu bărbați căsătoriți și mai în vârstă și mai asta, o mai fac și pentru alt fel de avantaje. Nu neapărat bănești. Poate tipul este foarte inteligent. Poate tipul are o poziție interesantă care poate să-i beneficieze. Poate că, pur și simplu, nu știu, e... îndrăgostită de felul în care gândește, arta pe care o produce, dar nu doar... o chestie sexuală, știi? Trebuie pentru care, pentru tipă, nu o să fie niciodată avantajos să primească doar sex de la bărbatul ăla. Că probabil că doar sexul privit individual nu e o calitate extraordinară pe care n-ar putea o primi de la cineva de vârsta ei. Dar nu cred că femeile vor doar sex în general. Știi că e vorba de genul ăsta de relații. Da, știi? I guess. Asta e chestia. Eu cred că noi vrem doar sex de cele mai multe ori. Dar ele nu prea. Da. Pentru că, altfel, de ce ar mai vorbi cu tine după chestia? Și mă rog, nu vor doar sex în general, pentru că bărbații nu prea sunt buni la chestia asta în general. Adică tu... Îl facem de oră? Nu. Da, câte... Ai deschis subiectul ăsta? Da, îl păstrăm pentru a... Dă-i să vedem cât mai... Cred că trecut podcast timpul tot... a trecut. Ok, mai deci o idee, nu? Nu, hai să zicem, să rămânem așa. Deci, doamnelor, noi la Casual Friday Podcast știm prin ce treceți. Știm că bărbații nu sunt foarte buni la sex. Din punctul vostru de vedere, din punctul lor de vedere, care de obicei termină, e foarte ok. Din punctul vostru de vedere. Deci e un punct terminal al nostru. Da, din punctul vostru de vedere, probabil că, nu știu, dintre toate interacțiunile sexuale pe care le-ați avut vreodată, cel mult 30%, v-au plăcut. Restul de 70%, în schimb, la bărbați, cred că procentul e undeva la 95%. Avem și noi acolo un 5% care gen erai... Marș, fată. Înțelegi atât de mult că nu-ți place. A fost dățile alea care ne-am dat seama. Da. Da. Deci, da, nasol. La revedere. Pa, pa.